Dacă zilele trecute vă vorbeam despre tablourile sale și pasiunea pentru pictură, ei bine, acum vă spunem care concert. Ba mai mult, se pregătește să lanseze un nou album. Și probabil ați ghicit că alăturarea pictură-muzică nu este foarte des întâlnită la noi. Marian Ionescu și trupa Direcția 5 urcă pe scenă joi la Arenele Romane și este invitatul nostru de astăzi. Dar de data aceasta nu vine cu colegii de trupă, ci atenție, în premieră și în exclusivitate cu soția. Marian Ionescu și Octavia Geamănu sunt pentru prima dată într-un platou de televiziune și le mulțumim că fac asta acum la noi. Bine v-am găsit! Pam, pam! Vă mulțumim că sunteți alături de noi și sunt foarte curioasă de ce nu până acum. Împreună. Păi de obicei cuplurile apar la Acces Direct. Nu neapărat, Marian, te contrazic. Și știi de ce îți spun asta? Pentru că voi faceți o echipă foarte bună. Cel puțin Octavia postează mai mereu despre tablourile tale, despre munca ta și sunt, cumva, vă percep ca pe o echipă. Doamne, deci dacă ați vedea cum îmi bate inima acum, de obicei n-am emoții, dar pentru că e prima dată când suntem amândoi, unul lângă celălalt, deși păstrăm distanța, iată, și soțul și soția păstrează distanța regulamentară impusă de pandemie. Da? De ce n-am venit până acum? Ne-ați mai invitat? Ne-ați mai invitat, da. Nu e genul nostru să apărăm într-un platou de televiziune, dar acum n-am putut să vă refuz pentru că sunteți colegii mei și noi ne iubim și avem o relație foarte frumoasă și am zis desigur că da, dacă l-ați invitat pe Marian, să vin și eu cu el. Ce faceți? Cum sunteți? Suntem bine, suntem în turneu, lucrăm la un disc pe care îl vom termina în următoarele zile. Va fi foarte frumos. Abia așteptăm. Îl lansăm pe 9 noiembrie. Cu această ocazie vom și cânta la Sala Palatului. Discul se numește Lumea Noastră și vorbește despre lumea artistului Direcția 5. Vor fi cântece pe care le-am imprimat în studio și cântece care le-am imprimat în timpul turneului nostru pentru a aduce atmosfera acestor cântece pe disc pentru oamenii care n-au avut timp să vină la concert. Marian, sunt piese compuse acum în perioada aceasta? Te-a inspirat ceva din perioada prin care am trecut? Ce să te inspire în perioada asta? Așa, nu prea, dar sunt câteva cântece pe care le-am scris în perioada asta în care am stat acasă, dar majoritatea cântecelor sunt scrise în 2019 și înregistrate în 2019 și o mică parte acum în anul 2020. Hai să vorbim puțin de concertul ce urmează acum. Vom cânta pe 24 septembrie. Aici, în București, la Arenele Romane, suntem pentru prima oară la Arenele Romane. De obicei ne alegeam spații mai aproape de muzica pe care o cântăm noi, cu mai multă intimitate și oarecum mai elegante. Dar și aici este un loc foarte frumos și producția este foarte bine pregătită. Este avantpremiera noastră pentru concertul din 9 noiembrie, care va fi la Sala Palatului, loc unde suntem mult mai familiar, cumva. Obișnuiți cu sala. Pentru concertul acesta, sunt foarte curioasă dacă ați ales cumva piesele special pentru o anumită atmosferă, în ideea în care oamenii cumva vor păstra o oarecare distanțare. Suntem în turneu, aseară am fost la Iași și vreau să vă spun că de la noi de pe scenă nu se vede niciun fel de dorință de distanțare în sensul ăsta, fizică. Oamenii sunt dornici. Da? Deci repertoriul nu poate fi ales în consecința perioadei pe care o trăim, ci pentru a aduce bucurie și satisfacție și sentimentul că oamenii nu pierd timpul atunci când vin la concert. Deci răspunsul este nu. Nu cântăm în raport cu ce se întâmplă în jur. Voi cântați piesele ce v-au consacrat până la urmă. Și, particularitatea concertelor noastre e că nu există niciun fel de listă așa a pieselor bine stabilită. Simțiți pe măsură și ce în raport cu dezvoltarea concertului, în raport de publicul pe care îl avem în față, acomodăm și repertoriul. Octavia, vei fi în primul rând. De-abia aștept să merg, îmi doream enorm de mult timp, dinainte să fie pandemie, să mai merg și eu la un concert live așa mai mare și o să merg cu siguranță cu Andrei chiar. Asta voiam să te întreb. Da, Andrei va fi alături de voi. Da, Andrei e nelipsit de la concertele lor de când era mic, așa că nu se lipsească acum la unul
Da, acum când începe să înțeleagă mai mult. Vreau să le mulțumesc oamenilor din întreaga țară, pentru că suntem deja de 2 luni în turneu pentru biletele cumpărate. Este mare lucru că ei vin la concert și mai ales le mulțumim pentru că intră în atmosfera muzicii noastre. Și apropo de, ești artist și se vede lucrul ăsta și pictezi și compui și cânti. Vreau să știu cum este acasă, cum este în familia voastră. Eu l-am văzut deseori pe Andrei, cumva îți calcă pe urme dacă vrei. Îți vrea eu. Nu. Tădea semne că vrea să... Care e întrebarea? Cum? Cum e acasă la noi? Cum e acasă? Cum este în familie? Liniște și pace, este flower, liniște, power, este love, pace, peace, este and foarte frumos. Spațiul din casă ne dă posibilitatea să trăim împreună, dar nu atât de... Nu să ne sufocăm. Nu să ne sufocăm. Nu să ne întâlnim atât de des. Împart cu Octavia cam aceleași aspirații. Camere. Și camere. E bine, e frumos la noi acasă. Andrei, eu îmi ziceai că îi calcă pe umere. Probabil vrei să-mi faci semn că nu mai avem timp. Vreau avem timp. Da. Vreau să spun că eu mi-aș dori din suflet să-i calce pe umeri, pe urme, pentru că atunci când i-am luat moțul, eu cred în tradițiile astea și în ce nimic ne-e nu scris, întâmplător, nimic da. Nu întâmplător. Andrei a ales de pe toată tava aia o pană de chitară. A dat-o la o parte și a ales pana de chitară, apoi a pus mâna pe chitară și apoi a ales o mince de basket. Mariana a făcut handball în... adolescență, așa că nu m-ar deranja. Ceva o fi acolo. Da. Și îi place foarte mult să picteze. Adică au fost zile în care a stat ore întregi în atelier, Andrei, fără să ceară apă sau mâncare și chiar îi ziceam, deci dacă ne-ar vedea protecția copilului, asta nu ar trebui să zic la televizor. Probabil că ar zice, nu e ok să țineți copilul acolo. Acum, dacă v-am prins pe amândoi aici în platou, vreau să știu, întreburile casnice, Marian, te implici? Da. Da? Da. Ce face Marian acasă? Face cam tot ce fac și eu. Eu nu fac prea mult. Nu, ne completăm reciproc. Adică nu trebuie să ne spunem unul celuilalt ce să facem sau ce să nu facem. Ne completăm. Marian, ești mofturos la mâncare? Nu. N-are cum, pentru că eu nu gătesc, Olivia, nu știi? Deci n-are cum să fii mofturos, Marian. Cine cântă, artiștii de obicei nu sunt mofturoși. Când ești tot timpul în turneu, și viața ta e în mașină și la hotel. Așa este, da. Cu sandwich-uri scad, din benzinărie și pizza. Pretențiile scad. Slavă de... Domnului! Și apropo de cine cântă în familia voastră, cine cântă? Marian! La pian, la chitară. Eu cred că mai degrabă Octavia e mai un organizator. V-am să ne completăm, da? Da, sunteți foarte drăguți împreună. Vă mulțumim că ați fost alături mulțumim de noi. Și ne mulțumim. Marian, noi te urmărim și așteptăm acest nou album de care ne-ai vorbit. O să vă placă da. Și cu siguranță mai vii. Vă aștept la Arenele Romane, vă dau normal. Invitații, da? Acum, nu zici normal doar așa că ești în fața publicului. Nu, și cu siguranță nu. Așa, da? Bine. O să vin și cu o cameră, să avem și imagini de acolo. Vă mulțumim bine. Că ați fost alături mulțumim de noi. Foarte și mult. Noi. Este ora 13, haideți să vedem și alte știri.